Salut, am și eu, am găsit la un episod din Unravel 2 și astăzi vom juca cu Iulia, care e cam copil mic. Și da, e un joc care merge în co-op, am doi jucăm după controlele de Xbox One, jucăm jocul pe PC și e destul de distractiv. Iulia n-a jucat primul, nu? Nu. Și nici pe al doilea. Și acum al doilea merge în co-op și e foarte amuzant. Uite, zici ce trebuie să faci, trebuie să vii aproape de mine, să apeși Y. Sau să-ți ia păsate, vezi? Mă îmbrați. Și după aia se sparge. Așa, după aia împingem obiectul ăsta și topăim. Putem să ne îndepărtăm destul de mult. Cum era? Fii atent. Tu... No. Și acum tu urcă-te. Săi. Așa, rămâi acolo. Ai văzut? La fel, nu. Ci că trebuie să mă îmbrăți. Nie, te iau îmbrăți. Și acum cine... Acum controlezi eu. Interesant. Asta eram curios, gen... Cine controlează ce când ne luăm în brațe? Ăla care ia în brațe controlează sau invers? E simpatic cu jocul, nu știu. E... Are ceva aparte. Putem să ne schimbăm culorile, poți să te faci roz dacă vrei, mi se pare. În meniu, dacă te duci la... Stai, că-mi scapă. Nu control, appearance, e primul. Așa, și acum fiecare are controlul lui, deci poți să schimbi forma capului, eu sunt albastru. Poți să schimbi forma ochilor. Corpul, cum vrei să arate, ai decât două opțiuni, din păcate, nu e wow. Și culoarea. Trebuie așa? Ai văzut ceva interesant? Merge. Bun, back. Eu, back și tu. Bun, hai să mergem. Lol, ce negru sunt. Am crezut că e mai deschis la culoare. Așa, și cred că asta e prima parte din tutorial. Noi trebuie să urmărim luminița aia, cică. E relaxant, și-a plăcut jocul. Dacă ți-ai apăsat click dreapta, te trag într-un fel, știi? Aici, cum era făcută chestia când scapă? Zici că poți schimbi direcția în aer. Trebuie să sari dintr-o parte, nu? Hai că te trag eu. Așa, de data asta trebuia să sar mai mult acolo, trebuia să înveți să faci long jump-ul. Acum, ia ține tu click dreapta apăsat. Click dreapta. Stânga, frână. De la Forza. Și acum mi se pare că eu pot să fac chestia asta. Știi? Și pe aia poți să-i dai drumul, știi, ca să mă duc în partea la unde. Stai. Bun. De fapt, stai. Trebuie să îmbrăcăm aici sus cumva. Asta e șmecheria. Înțeles. Deci tu un puzzle interesant, trebuie să tupăim după unde a stat pe ăsta și puteți schimba direcția. Și acum, ia. Și acum mergem dintr-o bucată ca să ne mai încurcăm. Ne despărțim. E simpatic cu jocul. Că toată chestia era mai simplă, în doi era mai greu într-un fel. Aici, cum era chestia? Stai, țac, 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 gata, hai. Te trag eu. Mi se pare că ți-ai așa apăsat în sus ca să urci. Așa, gata. Mergi să faci wall jump ca la Assassin's Creed. Boing, 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 boing. Îți place? Nu! Hai că te ține, hai noroc! Da, e simpatic cu jocul, e mai... Nu zic că e mai ușor încă, dar...
Nu, trebuie să o iau așa, mi se pare. Să mai stau o dată. Sau nu? Sau da? Ui! Așa. Trebuie să mergem acolo jos, să nimerim. Să sar când trebuie. Gata. Hai sus. Așa. Bun. Insectă ceva. Da, tot în apă. Ne, nu fugi de mine. Hop, sus. Acum te învață să folosești funia aia, lasou. Deci trebuie să te duci, te uiți în direcția aia, așa. Și după ce ți-ai apăsat, dai din ăsta să urci. Adică în direcția în care ai vrea să mergi. Și pe apă să sari, știi? E intuitiv oarecum, știi? Jump, jump. Acum Iulia controlează, eu sunt spectator. Poți să folosești la sau în timp ce sari și te să lovești cu el acolo unde vrea el. Dar zice, jos. Așa. Și acum urcă în sus? Urcă în jos? Hop, acolo? Hai, știi că poți? Așa, sus, sus. Vreau să am pe ele să descurci un pic. Eu am mai făcut tutorial și nu-i fair. A pus mereu pe ăsta și nu știu ce. Trebuie să sari. Ăla îl folosești dacă îmi folosești funia. Deci acum urci. A, gata, acum m-am apucat. Așa. Am fără funisar și gata. Continuă să mergi, așa. Hai. Te-ai prins? Sari. Te arunci și dai și pe șara și sari așa. Te-ai prins? Ușor. Și a! Era să ducă... Era să sară cealaltă parte a hărții. Woo! Vino cu avânt. Sari, uite, vezi că ți arată zona în care trebuie să fii ca să lovești ăla? Sări? Da, și trebuie să te uiți în direcția respectivă în care ajungi. Așa, și de drum. Perfect! Nu e greu, la început e un pic mai... Trebuie să sari. Așa? Mua! Hop! Perfect. Hai, curcă sus acum, ca să... Ăsta e avantajul, dacă eu n-aș fi fost la faza aia acolo, ea trebuia să-i facă faza de la început, știi? Perfect. Da. Aș, hop. Tep. Mai așteaptă un pic, au, au, uite. Fugi că se rupe. Ce-am zis? Acum spui? Da, surpriză. Așa. Trebuie să sar de două ori să te prinzi dintr-o parte în alta, să faci pe spate. Hop, hop, încă o dată. Hop, încă o dată. Eee, ce skill are Iulia. Îi place Iulia joculețul ăsta, aparent. Uite cum merge cu mâinile sus la el. Așa, acum... Te învață cum să faci noduri și să te folosești de obiecte, să crezi chestia așa. Deci îl faci nod, îl tragi, ca să poți să te urci. Am adresat de două ori. Hop, așa. Așa, și trage. Gata. Destul de simplu până aici. Devine mai interesant mai încolo. Nu, mai mult data nu fugești. Aha. Acum trebuie să mă despart eu de tine, trebuie să prinzi de la să-l tragi. Sări. Aha. Așa, stai acolo. Trebuie să mă urc eu aici în timp. Și acum dă-i drumul. Și acum poți să uși tu pe aici. Deci acum încep să apară elementele de team play, să zic așa, știi? Merge și așa, dacă ți-e mai ușor. Bun. Aia mai departe. N-am jucat niciodată și... N-am jucat niciodată și da, încă se...
se învață un pic așa. Putem să sărim pe chestii fine. Dacă vrei să sari în jos, dai în jos și apeși A. Dacă vrei să sari în sus, apeși în sus, să zic așa, știi? Că... Bine, acum trebuie să fac așa cu peretele, știi? Nu mai știu când te trage unul, da? Da, știi, acum îi zice să sari în jos, deci uite, îți arată iconița, hop! Cipac! Așa, acum vezi că arată ca niște săgeți. Sari și urci în direcția în care vrei să mergi. La perete, săritură, hop, hop! Spider-Man, versiunea Reloaded. Mama, fă dreapta și sări. Așa. Ai văzut ce am făcut? Nu. Urcă sus. Sari în jos, apeși A în direcția aia ca să te prinzi cu el și sari aici, lângă mine sus. Așa, hop, perfect. Puțină îndemânare. Atât. Bun, și acum devine interesant. Bun. Deci acum, du-te în cealaltă parte. Uite, zice să ți-ai apăsat X. Faci nod. Ai făcut? Nu ai făcut. Du-te mai în față. Așa, bun. Și acum ai făcut o trambulină. Și acum sar sus. Ca să dai drumul la nod, apeși B. Vezi? Se desprinde. Așa. Aici te obligă să te uiți la hinturi aparent. M-a forțat să citesc punând un chestie în față. E puțin ciudat. Așa. Trage un nod acolo? Nu, trebuie să fii pe acolo. Așa. Bravo. Și acum trebuie să facem asta. Că eu am mai jucat partea asta. Deci putem să împingem obiecte pe sfoara noastră. Ceea ce oarecum interesant, adică nu credeam că merge, știi? Punem pe ăsta frumos aici. Dai drumul la nou cu B. Ca să ai suficientă ață. Luați-o pe ei de două ori. Și gata. Dreapta, stânga, dreapta. Bun. Uiii! Aaa, câștigat! Nu? Acum ne urcăm. Facem aici noduleț. Tu trebuie să duci cealaltă parte să faci noduleț. Noduleț, așa, acum sări sus. Să n-apeși B. Și acum la fel, sări sus, te prinzi cu celălalt. Faci iar un noduleț. A, nu. Acum e chestia care are o logică. Deci am acolo nod. Așa, sări sus. Prinde-te, apasă B ca să se desfacă nodul de jos, că nu poți să ai două noduri atât. Ai înțeles? Ai nodul jos făcut și nu-ți dă voie să-l faci pe ăla de sus, ca să ne unim noi aici, la mijloc. Te vezi, trebuie să dispară ăsta jos. Poți să ții, nu, ține minte că poți să ții apăsat și să urci direct, așa. Cu B scoteai nodul. Așa, și acum, ia. Urcă-te la mine și sări și prinde-te acolo. Fără nod. Așa, urcă direct în sus. Așa, că te țin eu. Așa, și acum sări în dreapta, prinde-te. Sus, sus, sus. Sări, trebuie să stai în dreapta să te prinzi acolo, în dreapta. Ce nu te lasă? Te vezi tu încă ai fundiță aici, șmecherie. Și poți să mă șopea. Na, uite, burcă-te tu sus și fă fundă. Bine? Nu merge dacă eu asta vine aici. Păi eu ce zic, trebuie să te urci, să desprinzi de aici cu băi, să construiești altă fundiță sus și pe aia să vină să facă aceeași chestie. Păi și cum să... Păi stai normal, perete, hap, te-ai prins, te urci,
Și faci acolo funda. Așa, și acum apeși B. Așa, asta desprins aia. Ai fost sus fundița. Pe X. Pe X, așa. Stai acolo. Acum eu trebuie să mor sus după tine. Mă urc eu aici sus. Fac fundiță. Și asta trebuie să faci. Ai înțeles? Deci, e ordinea aia, contează destul de mult. Nu trebuie să mă tragi. Nu trebuie să mă urc eu. E și asta o soluție. Hop! Nu. Nu fugi de mine! Aoleu, ce viteză era. Mamă, te-ai dus? Mamă. Nu. Au. Da. Se mai întâmplă și chestia asta câteodată. Și trebuie să te urci să... Stai, să ne urcăm amândoi, de fapt. Nu să... Nu să rincă. El zice să o ia pe acolo. Te-am prins. Da, e ciudat că nu ia damage, știi? Na, e post fără, până la urmă, ce damage se ia. Așa. Sări. Așa, sări în dreapta. Sări. Trebuie să te țin eu ca punct de prindere și să sari în partea aia. Vrei să facem invers? Crezi că este mai ușor? Da, pus! Păi da, și acum când vrei să-ți dai drumul, apeși a. Ca să sari. Și dai drumul la ăsta. Sau trebuie să dai eu drumul? Nu merg! Nu poți să-ți dai drumul? Nu, ok, hai. Fă-ți avânt. Încă o dată. Ajung în partea aia. Hop, atât, cred. Fă-ți amă și-ți dă drumul. Perfect. Asta era și mie. Deci aparent trebuie să-i dau eu drumul. Credeam că poate să se prinde singură cu sfoara ei, cum ar veni, știi, la asta mă gândeam. Cred că merge, dar... Așa era scriptul. Sau nu? Hei, unde am ajuns? Ui, ui. Aha, uite. Trebuie să urcăm înapoi. Pulăm pe aici. A. Luăm, stă cu mâinile. Trebuie să te țină iară să te arunci tu în partea aia. Cu aceeași metodă. Așa, du-t. Perfect. Acum trebuie să fac eu aceeași chestie invers. Ui! Au! Stai. Bine. Stai. Te să mă arunc. No. Te arunci tu sau eu, ca să știu. Trebuie să-i dai tu drumul la prieteni, știi? Cam asta e șmecheria. Bună. Nu trebuie să luăm de la capăt, acum am prins ce trebuie să fac. Trebuie să ne aruncăm iară unul pe celălalt în timp util. Lol, ce catering. Da, trebuie să ne mișcăm în sincron rapid un pic acolo. Așa. Și mă arunc. Sări. Nu că dacă stai așa aproape, te vezi, nu trebuie să-ți dai drum. Hop! Așa, acum fă-ți avânt. Merge, mă, să-mi dau și eu drumul cum vreau. Uite, fii atent. Și pac, mi-am dat drumul singur. La mine nu merge. Trebuie să dai drumul la trigger. Păi, da, dar eu dau drumul la trigger, dar nu merge la mine. Aha, este acolo. Da-i așa mult spațiu? Nu! Stai. Aici. Puțin mai sus. Dreapta. Stânga. Iisuse! Nu mă lasă piatra aia, dar e făcută intenționat acolo. Am o idee totuși. Stai să încercăm.
Nu mă las, am înțeles. Deci trebuie să sar neapărat pe partea aia. Dar dacă sar pe partea aia... Nu, acum lasă-te tu jos și sări așa. Așa, că te țin eu. Asta e șmecherea. Și când vrei să-ți dai drumul, dai drumul la trigger. Nu merge. Păi nu ți-i triggerul apăsat în primul rând, logică nu merge. Păi am dat drumul și când am făcut așa am dat drumul. Păi și la mine cum merge? N-are cum, dacă merge, am zis să meargă și la tine. Nu merge. Ba merge. Păi joc, dar nu merge să joc singur, aia e șmecherie. Nu merge. Dacă la mine merge, trebuie să meargă și la tine, uite. Ne. Uite, îți dau drumul când vreau eu. Și puteam să te opresc oricând, doar apăsam click. Și acum dacă țin apăsat... Tu poți să urci acum? Nu poți să urci, că trebuie să țin ăsta. Vezi? Și acum dacă îți dau drumul... Vezi? Asta e șmecherie. De fiecare când vrei să ții funia, ții ăsta apăsat. Când îi dai drumul, de unde? Îți dau acum drumul și uite, te-ai dus. Și mai trebuie să fac aceeași chestie. Mă arunc, mă ții tu. Hop. Și aici îmi dai tu drumul. Mai că... He, nu. Gata. Nu! Ah! De ce nu mergeți să mergi până pe cealaltă parte? Era amuzant. Așa, și încearcă acum, vezi dacă reușești. Îți trebuie mai mult, mai mult avânt. Adică trebuie să te duci mai jos. Cât de jos? Să ajungi pe cealaltă parte. Apăsa și nu știu de pe mine. Păi nu cu a. De drumul la trigger, cam așa ceva. Acum ține-mă tu pe mine, ca să vin și eu. Așa. E, bună. Nu, nu fugi de mine. Nu. La fel, cred că, da. Ține tu... Așa, hop. Perfect. Gata. Poți să sari. Te țin. Wow. Te-ai dus rachetă în jos. Țap. Nu? Da. E. Sus. Bună. Merge, nu mergea să te ia în brațe? Făcea... trebuie să te desprind să... Înțelegi tu. Încerci? Balansează-te un pic. Mai jos. Trebuie să nimerim... Găurica! Gata. Ui! E, am venit. Bun. Încă puțin și cred că am terminat nivelul ăsta. Deci asta a fost cum ar veni tutorial de misiuni co-op. Putem să notăm, mă. Ce? Aoleu. M-am chinuit aici ceva singur. Că trebuie să fac chestia asta. Și acum tu trebuie să sari acolo, să te urci cu avânt, să te prinzi și să urci. Fă-ți avânt. Și... Da, că și nu. Avânt și sări. Perfect. Vin și eu. Gata, am venit. Și acum trebuie să facem dulcea asta. Mici pe mici ce suntem noi, așa. Bine că am sărit. Ba, merge, fii atentă. Ți-ai avânt, sari, lansezi și te urci în sus. Continuare. Hai că te-am prins. Și te sărim în căletușe. Țopa! Bun. Ne-a ajutat ăsta. Și am ieșit la suprafață, am ieșit din subteran. Mă, cam asta ar fi prima parte, cum ar veni, din serialul 1.
Am luat cu noi de pământ. De e. O să chem aici. Să spuneți dacă mai vreți să vedeți joculețul ăsta, că e simpaticuț așa, n-am ce zice. Îți place? Îmi place și Ilei. Sper că v-a plăcut și vouă și... Na, sper să vă placă așa jocul ăsta cop, că are un... Aia ceva aparte, drăguț făcut. Și cam până data următoare, la revedere, pa, pa.